Radio România Regional vă prezintă în cadrul proiectului Eu aleg România 100 de povești de aur ale sportului românesc. Astăzi, Ion Moina. Atunci când spunem Ion Moina, gândurile majorității se îndreaptă spre imaginea stadionului municipal din Cluj-Napoca, inaugurat în 1911 și care de la începutul anilor 90 până la reconstrucția sub noua imagine de Cluj Arena a purtat numele atletului Ion Moina. Născut la 23 mai 1921 la Nimigea, în județul Bistrița Năsăud, Ion Moina rămâne în istoria sportului românesc ca unul dintre cei mai mari atleți multiplu campion național și balcanic la 100 de metri. La vârsta de 16 ani s-a evidențiat în plan sportiv prin ocuparea locului întâi la campionatele naționale de juniori din Cluj, unde s-a clasat primul la proba de săritura în lungime. Însă declanșarea în 1939 a celei de-a doua conflagrații mondiale și pierderea Transilvaniei un an mai târziu îi vor marca mult cariera sportivă. Va fi nevoit să părăsească Clujul și se va înscrie într-un club din capitală. Ion Moina a trecut prin mari greutăți. Mulți au considerat că este un atlet sfârșit sau credeau că supremația sa în sprintul românesc s-a terminat. N-a fost însă așa. La București a cucerit în 4 ani 16 titluri de campion al țării, stabilind 14 recorduri mondiale. Însă, spre sfârșitul războiului, în 1944, Ion Moina se decide să se reîntoarcă la Cluj-Napoca. Sub culorile clubului mamă, va participa la Balcaniada de la Tirana din 1946, unde va câștiga 5 medalii de aur. În 1946, Ion Moina a stabilit un nou record național, timpul de 10,4 secunde în proba de 100 de metri. Recordul său a fost doborât abia după 21 de ani. Din anul 1954 și până la pensionare, a condus Catedra de Educație Fizică a Institutului Politehnic din Cluj. Din 1959 a fost membru în Comitetul Olimpic Român, iar între anii 1984 și 1988 a activat în cadrul Federației Române de Atletism, în calitate de vicepreședinte. Antrenorul emerit, Cristian Dragomir, care în prezent face parte din biroul federal al Forului Național, a avut ocazia să-l cunoască pe Ion Moina de pe vremea când fostul performer l-a premiat la una din competițiile naționale. Ion Moina a fost un mare atlet și ulterior un mare profesor în lumea noastră sportivă. Ion Moina a fost primul sprinter de mare calibru al României. Am avut cinstea să-l întâlnesc și eu la câteva concursuri, campionate naționale de seniori și campionate naționale universitare. Mi-a și făcut o premieră la un campionat național universitar care s-a desfășurat la Timișoara, unde eu am obținut o medalie de argint. Ion Moina s-a stins din viață la 15 februarie 1990 în orașul atât de drag lui, Cluj-Napoca, despre care fostul mare sprinter al României spunea: ori de câte ori sunt învingător sau învins, mă întorc acolo de unde îmi trag seva, de unde prin rădăcini adânci forța pământului meu pătrunde în mine și mă regenerează, în Cluj, în parcul sportiv. V-am prezentat astăzi povestea unuia dintre cei mai mari sportivi ai României, Ion Moina, poveste pe care o găsiți și pe site-ul eualegromania.ro.